Nu este nicio problemă. Bănuiesc însă că v-ați uitat la acest meci dintre FCU Craiova și FCSB. Categoric. Categoric. Cum vi s-a părut acest meci? Mi s-a părut că începe să devină o echipă Steaua București. Începe. Domnule Dragomir, dumneavoastră ați fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Chiar așa să îi spuneți FCSB-ului Steaua București? Păi dacă e Steaua, nu eu am dat-o Steaua, cine? Nu, eu am fost... V-a dat Gigi Becali brânză, să spuneți asta. Vă profim? V-a dat Gigi Becali brânză, să spuneți asta. Nu mi-a dat brânză, că atunci cred că nici el nu mânca nici o brânză la... Dar Steaua a luat-o pe UNESCO și pe UNESCO a vândut Steaua, n-a vândut FCSB-ul. Ca să fie foarte clar, Lăcătuș, Pițurcă și toți au fost antrenori la FCSB sau la Steaua. N-a jucat Steaua lui Becali în cupele europene. Și tot ne dăm după Cireș acum. Că nu l-au mulțumit pe Talpan. Că trebuia să-l mulțumească pe Talpan, pentru că Talpan e omul dracu. E meseriaș foarte bun. Și-a găsit chichițe, i-a întors pe toți, pe toți, chiar dacă n-are dreptate, vedeți? Un avocat poate să facă dintr-un lucru cinstit un lucru incorrect.